promisiunea zilei pentru tine, astăzi din 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel: căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Promisiunea de astăzi ne vorbește despre transformarea prin necazuri. Dumnezeu are un scop în spatele fiecărei probleme. El folosește circumstanțele vieții ca să ne dezvolte caracterul. Dumnezeu contează mai mult pe circumstanțe ca să ne facă asemenea lui Iisus decât pe citirea Bibliei de către noi. Motivul este clar. Noi ne confruntăm cu circumstanțe 24 de ore pe zi. Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat că în lume vom avea necazuri. Nimeni nu este imun la durere și ocolit de suferință și nimeni nu trece ușor prin viață fără să aibă probleme. Viața este o serie de probleme. De fiecare dată când rezolv una din ele, alta este în așteptare să ia locul. Nu toate sunt mari, dar toate sunt semnificative în procesul de creștere pe care îl are Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu folosește problemele vieții ca să ne atragă mai aproape de El. Biblia spune: Domnul este aproape de cei cu inima frântă și scapă pe cei cu duhul zdrobit. Cele mai profunde și intime experiențe de închinare le vei avea probabil în cele mai negre zile ale tale, când inima ți este frântă, când te simți abandonat, când nu mai ai nicio opțiune, când durerea este mare. Și tu te întorci numai spre Dumnezeu. În timpul suferinței, noi învățăm să rostim cele mai autentice, sincere și cinstite rugăciuni ale noastre. În suferință, noi învățăm despre Dumnezeu lucruri pe care nu le putem învăța în nici un alt mod. Dumnezeu l-ar fi putut feri pe Iosif de închisoare, pe Daniel de groapa cu lei, pe Ieremia de a fi aruncat în groapa cu noroi, pe Pavel de sfârmarea corabiei cu el de 3 ori și pe cei 3 tineri evrei de a fi aruncați în cuptorul încălzit de 7 ori mai tare ca de obicei, dar nu a făcut-o. El a îngăduit ca aceste probleme să aibă loc și ca rezultat, toți acești oameni au fost aduși mai aproape de Dumnezeu. Focul suferinței este cel care aduce cu tine aurul sfințeniei. Iubitule ascultător, problemele ne obligă să ne întoarcem la Dumnezeu și să ne încredem în El, în loc să ne încredem în noi înșine. Până când nu-ți mai rămâne nimic decât Dumnezeu, nu vei înțelege că nu ai nevoie de nimic altceva decât de Dumnezeu. Indiferent de cauză, niciuna din problemele tale nu poate să apară fără permisiunea lui Dumnezeu. Tot ce îi se întâmplă unui copil al lui Dumnezeu este filtrat de Tatăl și El folosește totul spre binele Lui și are semnificație spirituală. Necazurile noastre ușoare și momentane dobândesc pentru noi o glorie veșnică și le întrece cu mult pe toate. Dumnezeu te iubește și de aceea îngăduie în viața ta necazuri, pentru că vrea să te transforme, să fii asemenea cu Iisus. Dumnezeu să te binecuvinteze!